Poezia pe care vreau să o recit pe slava Domnului Iisus Hristos se numește în ziua cea din tâi a săptămânii. În ziua cea din tâi a săptămânii, când vântul abia începuse se mângâie să-l cânui, de îngeri de lumină, în glasul lor curat, au spus întâia dată, Hristos a înviat. Din toată omenirea unor femei sărace, s-a dat întâi vestirea de dragoste și pace. Cu el întreaga fire au scos un lung ofta, când îngerii crăiră, Hristos a înviat. Femeile cu teamă se uită în jur deodată, sigilele sunt rupte și piatra e răsturnată. Și îngerul le spune, din nou m-ai apăsat, de ce vă este teamă, Hristos a înviat. Și ele lasă smirna și vasul de mireasmă, aleargă încetate, cuprinse de fantasmă, se miră ucenicii să fie adevărat ce le spune într-una, Hristos a înviat. Apostolii în grabă și în frica lor adâncă aleargă în grădină la croata cea din stâncă și iată căci mormântul e gol. Ce s-a întâmplat? Și îngerii proclamă, Hristos a înviat. Și undeva în umbre, umblând pe coridoare, cu sulițele rupte și în groaza cea mai mare, soldații de la groapă se adună la palat, îi spun și lui Caiafa, Hristos a înviat. Predicați în ciucuri și în dese patrafire, aleargă mari preoți, întorși pe toți în fire, mânia li se arată în glasul tulburat. Auzi ce se vorbește, Hristos a înviat. Fața în palme Simon e prins de remușcare și în vremea când îl plânge, chiar Domnul îi apare. Îl mângâie în tăcere și stă cu el la sfat și Petru știe sigur, Hristos a înviat. Iar seara ucenicii sunt adunați de frică și ușile sunt închise și nu știu ce să zică. Deodată Domnul iată cu ei ca altă dată și ei strigă cu toții, Hristos a înviat. Cei doi de la Emaus și geamănul de Toma, cohorta de la templu și garda de la Roma, bătrânii din Sinedru și ceata lui Pilat, spuneau același lucru, Hristos a înviat. Pe munte în Galileea, în glota de 500, văzutul au pe Domnul și slovele-i plăcute, și bucurie mare, și imnuri s-au cântat, cântarea cea mai mare, Hristos a înviat. Tăcia din unghere, din muce de mormânturi, s-a auzit într-una, în cele patru vânturi, cu simfonii de slavă, un cor înflăcărat, cântarea biruinței, Hristos a înviat. Și de atunci, din gură în gură, s-aud în depărtare, s-a răspândit vestirea din ce în ce mai tare, iar noi vestim pe Domnul, căci ne-a răscumpărat, ne-a dat și nouă viață, Hristos a înviat. Amin.